așa cum ca un om înghețat, prin de zăpadă și înghețată la 40% erau, 50% din fiecare mără. Iurie Plopa din Otaci, raionul Ocnița, nu a cules merele până acum pentru că nu știa unde să le vândă. După embargoul impus de ruși, nu și-a mai găsit piață de desfacere. Încă nu suntem gata de Europa. Producția noastră nu e pentru Europa. E pentru altă piață, pentru piața rusească, totuși. Intenționa să vândă cele 500 de tone de mere în Belarus cu 2 lei și 50 de bani kilogramul. Vremea îl obligă acum să-și dea merele la suc, la un preț de 5 ori mai mic. Îi vine greu până și să calculeze ce pierderi va avea. Cât mi promite cu împărător atunci și de programare, dar numai puțin 2,50, 2,50. Da, acum o să trebuiască să le dați la suc. Nu, da. Cu 550 de bani care le primesc zilele de prelucrare, 500 de toane de mere, corect. Dacă le luăm la 2,50, aveam 1.100.000 de lei, da? Dacă le dăm la prelucrare la uzina de prelucrare, 50, aveam în jumătate, aveam foarte puțin, de 5 ori mai puțin. În situația lui Iurie Plopa de la Ocnița sunt alți 10 de fermieri din nordul țării. Aceste fotografii ne-au fost trimise de un producător din larga raionul Briceni. Acum agricultorii cer de la autorități compensații și identificarea unor soluții. Solicitat de ProTV, viceministrul agriculturii Vlad Loghin afirmă că ministerul caută soluții și este în continuare în discuții cu Banca Mondială, care urmează să ne ofere mai mulți bani pentru compensații. Guvernul a alocat 138 de milioane de lei pentru compensații producătorilor de mere și prune afectați de embargo. La rândul lor, fermierii afirmă că ar mai fi nevoie de încă 50 de milioane de lei.